Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou clip serios de GTA 5 online, de această dată cu noul update. Stați așa să-mi fac și eu pe aici ferestele. Am băgat cu câteva chestii din noul update, adică 7 cred și stiera aia. Și aici avem Toyota Supra. Da, am făcut asta, asta am turnat-o în livestream, deci dacă vreți, dați-vă la livestream-ul, că l-am făcut cu update-ul. Și o să o testăm noi și cu drifturi, mai știu ce, dar astăzi o să vreau să tunăm foarte, foarte repede o mașină. Adică limuzina aia cu multe, multe uși. După aceea să mergem noi frumos la clubul nostru frumos. Uai mă, cum am trecut, ești nebun. N-are supărat nicio treabă. Ia, uitați dacă vă place să apăsați butonul de like și un share. Acum, întrebarea mea este unde am alea. Unde am băgat aia. Și mai trebuie să cumpăr și clubul ăla pe roți. Uităm în ce. Uite acolo, am văzut-o. Chiar sunt curios cum merge mașina asta. Păi mă, văd că au în spate, au de toate acolo, adică își permit ce pot să zic. Ar putea că putem să punem aici, adică. Păi mă. Ok, race brakes. Bun, bumpers, chrome bumpers. Chrome, rear bumpers. Chrome, pentru că da. Engine level 4. Exhaust. Punem așa. Ce mai hood. Ok. Lights, headlights, xenon, neon, neon layout. Why? Deci nu știu. Îi dăm așa cu un albastru. Iar așa am reclamă. Băi, ce-mi plac reclamele. Urban, nu știu ce. Așa zici că e blindată. Bă, dar numai livorii de-astea de armată avem. Ok, lăsați-o așa. Așa, respray, nu. LED, pentru că de ce nu? O lăsă și noi mai jos. Transmisie. Turbo. Deja altceva. SUV, că sunt unele de rate șmecher. Și par așa mai blanau. Uite astea, că se cheamă VIP, adică nu este VIP, adică practic tire design. Un cean bulletproof. Așa. Windows black, doar așa. Și hai să-i dăm și noi un respray primary metallic. Hai să facem mat black. O facem negră, adică e limuzină până la urmă, ce putem spune. Metallic, ce e? Tot alea. Alea le facem albe. Frost white. Așa, dream color. Băi, ești nebun? Ia stai. Șmechere în spate. Bun, și cam asta e exitul de ground, că practic da. Da, bun. Că tot e așa. Bun. Acum mergem cu limuzina până la club, chiar dacă noi suntem în ea și, da. Bun, hai să mergem la club. Stai că încă n-am, nu prea am reținut încă unde e clubul. Și o să promovăm și noi în acest episod puțin clubul, că doar trebuie. La întâi o să-mi scot mașina afară. Pentru că, da.
pe bă. Oricum, știi că lumea și limuzina asta. Chiar dacă... dacă te joci singur, nu prea ai ce face cu ea, adică... E ok. Basement level 2. Nu, uite, mi-a rămas salvată și supra aici. O să o scot afară ca să fie afară. Așa, unde e clump? Așa. Bun, hai să luăm și noi misiune. Merge. Vă arăt și clubul pentru cei care nu l-ați văzut, pentru că n-ați fost în neatul nostru live stream. Ia uite. Salut și ție. Ce vrei, mă? O vedeți că aici arată practic super frumos. Oamenii aici dansează. Dar cu popularitatea asta, vedeți, am scăzut noi puțin. Deci vreau să merem și noi să... să vedem. Să vedem ceva șmecher. Bă, ce gărzi avem noi pe aici. Și mergem aici frumos la VIP. Și hai să promovăm și noi puțin clubul ăsta, că doar na. Ce mă? Să mor tu, mi-a zis că join public session. Și știam că faza cu... zi să-i zic. Promovatul. Uite mă, vezi? Asta cu promovatul poți să o faci și aici. Dar normal că nu poți să merg cu supra. Până să merg eu cu asta. Kind of blocked on her bleeder, but I think we can figure it out from her Snapmatic profile. I'll send you the most recent post. We'll find her, pick her up, and bring her to the club. Global scene, ok, dar eu ce trebuie să fac? Aoleo, ce daună mi-a dat omul. Așa, mă bun. Hai să-și vedem. Știi că o să mai fac update-uri. Practic tot aia, chestii care sunt deja în joc, doar că încă nu le-au pus. Să le poți cumpăra sau mă știu eu ce. Ceea ce e destul de nașpa, dacă stai să te gândești, dar... na. Iar cum arată interiorul aici. Arată ok, ca nu, na. Dă-te, frate meu. Eu nu știu ce celebritate ar vrea el să iau cu... e bunia asta. Dă-te băi de aici. Ia uite, non move. Adică, nu, se respectă omul. Ia uite, dacă știți cei care vă jucați GTA ăla, real life, știți că aici e ulița, ne puneți mere în poliție, e clar. Mare celebritate ce e, adică omul se respectă. Nu mai mașini scumpe, nu mai nu știu ce. Acum, dacă omul se respectă, se respectă, n-ai ce-i face. Da. Măcar. Măcar. Ce mă? Hai, cam înțeles, asta o să mă plimbe jumătate de an. Asta știm și noi că e cam retardat așa, dar... e să-mi bap și eu, curba asta nu mi-a plăcut niciodată de aici. Tocmai de asta, că zic... nici o mașină... cât de mult ai... încerca să... cât de încet ai încerca să o iei, nu vrea, nu-și dorește acest lucru, efectiv. Doamne. Iar mi-a băgat reclamă. Uai, mă, frate, noc. Păi știu, s-a spus ceva muzică și nu te lasă. La fiecare de asta de... muzica îți bagă câte o reclamă, câte o reclamă, câte o reclamă. Și nu, dacă mă întrebați, nu merge. Cat ăla de
cum îi zice? Ăla deblochează reclamele, numere. Nu funcționează cum trebuie. Dar și acum, după ce ajung acolo, mă mai trimit într-o locație. Adică, te rog frumos. Te-ai mă să mă sleau cu Supra, cred că ar fi fost mult mai impresionat. Sau impresionată, depinde ce celebritate e. Hai, dă-te cu mașina ta, cu sărăcia aia de acolo. Nu știu dacă e tu la asta. O cheamă Poppy. Poppy! Bă, mi-aduce aminte de un campion de lor care se cheamă exact la fel, Poppy! Un Yordle micuț. Ok. Ia zi, unde mă trimiți acum, nenicule? M-ai trimis pe plajă, acum de aici unde mă trimiți? Uite-mă pe unde mă bagă omul. What the fuck? Unde mă bagă omul? Nu e aici, fii atent că nu e aici. Hai să-mi bag picioarele. Dacă aș putea să-l bag pe ăsta, aș bate. Așa, bine că te-ai dat. Tână, 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 tână. Da, dacă e o singură bandă, mai greu. Și l-am luat pe ăla direct? Ok. Sau de la poliție sau de unde? Nu de aici. Dar facem noi un drift cu asta? Am făcut și un drift și cu limuzina. Da, uite ce o mașină, zice în sfârșit. Tipul asta? Bă, nu știu. Ce mașină aia, frate, că n-am mai văzut să-mi duc ce dacă nu zurată mașina aia. I'm only doing this because I owe Tom. Bă. His last partner in Liberty City ran off the paparazzi with ba da, e în joc, dar amazing. Nu e așa. Weasel News? I need a night out. So tired of deleting all these assholes on Bleeder. If I wanted a picture of your junk, I would have asked for it. Ok. Hai să ducem acest mic Yordle la clubul nostru de noapte. Pentru că practic, da. I'm a brand evangelist, you know. Spiritual stuff. Asta cu cine vorbește? Bă, tai acolo, ia-ți un vin, ceva și Stacey Jonas is at the club. I'm gonna take the high road and not clock that bitch. I'm her role model. Ok. O secundă să verific ceva, mai ok. He's pretty epic. Tony's Funhouse. He has really gone west coast, hasn't he? Thanks for the ride. I'll see you in the VIP room. All right, I'll hail a ride when I'm ready to go home. Thanks. Ok, și că dacă mă întreabă dacă mă întâlnește în VIP room, păi normal. Dar acum întrebarea mea e ce o să faci tu în VIP room, chiar sunt curios. No, da, cam atât a fost episodul, dar sunt curios, vreau să mergem întâi până în VIP room. Vreau să văd dacă e acolo și sunt curios ce face. Dar bine, că pe aici trebuie să merg încet, apare, nu mă lasă să merg tare. All right, I want to see everyone posting this on Life Invader. Poppy Mitchell's partying tonight. Și unde?
A anunțat-o că e aici. Shit! I can't believe it! She's here! Oh, I check her Snapmatic like 3 times a day. God, I really wish I was DJing right now. Hey, baby! Laszlo! No, Laszlo! Unde-s măștia? Că e aici în spate, ia să vedem. Nu e aici. Dar unde-i, mă? Ăsta e VIP. Dar scriu că e aici. Nu e aici. Ce până la mea? No. Cam atât a fost episodul, dacă v-a plăcut un like acolo și ne auzim data viitoare. Ceau, bă, pa, pa.